Salutare! Discutăm astăzi despre obstacolul vieții tale, despre gândirea neîncetată și preponderent negativă, despre zgomotul mental, rădăcina anxietății, depresiei și atacurilor de panică, despre identificarea cu mintea, despre dracu, despre vedere și despre vindecare și eliberare. Cel mai mare obstacol în calea trăirii acestei vieți este incapacitatea de a te opri să mai gândești. Gândirea aia repetitivă, care a devenit un impuls permanent, este boala secolului. Zgomotul ăla mental neîncetat, pe care îl conștientizezi și îl auzi și acum, ăla face imposibilă obținerea liniștei interioare și aruncă o umbră de frică și suferință asupra întregii tale experiențe de viață. Cel ce gândește compulsiv, adică aproape toată lumea, trăiește într-o stare de separare, într-o lume nebunesc de complexă, cu probleme perpetue și conflicte interioare. Identificarea cu mintea creează un ecran opac format din concepte, etichete, imagini, cuvinte, judecăți și definiții care blochează orice relație autentică. Nu contează în ce măsură vă folosiți mintea, pentru că de cele mai multe ori nu o folosiți deloc. Ea vă folosește pe voi. Asta este rădăcina suferinței voastre, și de fapt boala secolului. Instrumentul a pus stăpânire pe om. A se vedea și a se observa cazurile de suicid aflate într-o creștere continuă. Cum te vindeci de anxietate, de depresie și atacuri de panică? La fel cum te vindești de orice altceva, prin conștientizarea momentului prezent. Unii mai spun prin prezență. Mă, fraților, prezentul este singurul moment viu din viața asta. Viața este doar aici și acum și se află fix în fața ochilor voștri. Viața, în general, este percepută prin simțuri. Prezentul, în special, este perceput prin vedere. Da? Deci prin văz. Majoritatea celor care se confruntă cu anxietatea, depresia sau atacurile de panică nu-și pot ține atenția în totalitate în prezent. Nu-și pot ține atenția pe viu, pe viață și pe energie vitală. Ei ducându-se mereu în memorie și imaginație. Atenție, foarte important. Memoria ține ceva, de ceva ce nu mai există, de ceva ce a fost și anume de trecut, iar imaginația ține de ceva ce nu există încă, adică de viitor. Astea sunt obstacolele. Ele sunt abstracte și sunt ficțiune pură. Nu au substanță reală și nici viață sau vitalitate, sunt moarte. Am putea să le comparăm, sigur că da, de ce nu, cu dracul. De-aia te simți nasol, pentru că în loc să fii atent în fața ochilor tăi, pe viață și pe nou, tu spui atenția pe moarte, pe nimic real și te ia mama dracului. Râdem noi, însă religia ortodoxă chiar asociază mintea cu necuratul, cu dracul. De-aia alții părinți spun că anxietatea, mai ales depresia, sunt boli diavolești. Am tot vorbit despre privirea fixă. Am tot scris și pe Facebook, mai toți înțelepții, autentici, vorbesc despre
Ea, mai mult decât atât, vizitând recent mănăstirea Frăsinei, care, după părerea mea, este originea creștinismului ortodox, de pretutindeni, am văzut pe unul dintre pereții bisericii, la interior, scris ceva clar despre ochi, vedere și privire, ca fiind cheia eliberării și a mântuirii. Mergeți acolo, din păcate femeile nu au acces, și observați privirea fixă a majorității călugărilor. Așadar, dacă cineva îți vorbește și nu poate rămâne nici măcar în prezent, lucru absolut evident, doar prin globii oculari fixi, acel cineva, orice spune, nu îți vorbește din experiență proprie și din trăire. El îți vorbește din memorie și din imaginație, din ceva ce nu mai există. Fie că vi se vorbește despre religie, spiritualitate, psihologie sau despre viață, mindfulness sau eu mai știu despre ce, dar mai ales mincinoșii ăștia care îți vorbesc despre iubire, recunoștință, conștientizarea sinului sau realizarea sa, 99% din ei vă vorbesc din ce au citit și din ce au fost învățați. Folosesc cuvinte moarte. Uitați-vă în ochii lor. Nu pot sta nici măcar în amărâtul ăsta de prezent. Pentru a trăi, pentru a fi cu adevărat autentic, pentru a da sfaturi de acest gen, mai ales despre iubire, acceptare și recunoștință, este nevoie de o atenție puternică către interior. Ori ei fug în imaginație și în memorie, uitându-se stânga, dreapta, sus, jos. Totul la acest nivel este o vrăjeală și o lipsă de trăire. Iar asta nu înseamnă că este rău sau bine. Atenție! Fiecare dintre voi își merită soarta. Singurul păcat existent este inconștiența. Iar faptul că preci în gândire înseamnă inconștiență. De-aia suferi și de-aia nu te vindeci. Majoritatea celor cu care lucrez, atât online, dar în special la cabinet, față în față, ochi în ochi, după ce îi fac atenți și le arăt cum să stea în prezentul ăsta minunat, fără gânduri, încep să plângă. Alții râd în hohote, pe alții îi apucă tremuratul. Mai sunt și alții care refuză prezentul. Și îmi spun, e greu, e foarte greu, nu pot să stau așa. Alții le spun și le explic clar să stea ochi în ochi cu mine și îi spun, păi cum? Eu trebuie să mă duc în gândire, să spun, n-am fost să mă trezesc, e normal să mă mișc ochi. A, da? Du-te tare, tati, du-te în gândire. Reține, atâta timp cât ai flux mental, indiferent de natura și debitul acestuia, tu nu trăiești, tu doar gândești despre ce trăiești, de-aia suferi. De-aia ceva nu e bine în interiorul tău și nu știi ce. Este pentru că nu ești atent. Pentru că toate religiile și toate școlile spirituale, indiferent de locația geografică, susțin și practică ceea ce spunea Iisus. Doar în pacea minții tale vei auzi glasul lui Dumnezeu. Lasă trâncăneala, nu mai vorbi tu cu tine, de parcă sunteți doi aici, și până data viitoare, pune mâna și stai fără gânduri.